Salutare și bine v-am regăsit la un nou clip. Astăzi o să facem un vlog și am decis să vă iau cu mine în vlogul acesta pentru că o să mergem să schimbăm cauciucurile de iarnă cu cele de vară. În acest moment avem cauciucurile de iarnă pe mașină, cauciucuri de la Hankook care au fost destul de ok și sunt mulțumit de ele. De ce vă iau și pe voi cu mine în momentul în care mergem să schimbăm cauciucurile? Pentru că am decis să trec de la jante pe 17 la jante pe 16. Știu, majoritatea oamenilor cresc în treaptă, eu de data asta am să scad puțin și am să vă dau și motivele mele pentru care fac treaba asta. Am găsit niște jante de 16 pe OLX, așa că le-am achiziționat. Am achiziționat și cauciucuri noi pe care o să vi le arăt de la ce firmă sunt și cum arată. Sunt noi nouțe. Jantele mele pe 17 de vară nu o să le mai punem pentru că le-am avut și știu cum este și am să vă spun la final de ce am renunțat la ele. În momentul acesta avem cauciucurile de iarnă pe mașină cu jantele de 16 pentru iarnă. Cauciucuri de la Hankook, pe mine m-au mulțumit, au fost destul de ok. Iar acum am achiziționat altele pentru vară și am să vi le arăt de îndată. La final am să vă spun motivele mele pentru care eu am decis să trec de la jante de 17 pe 16. Hai să nu mai lungim vorba și să mergem să schimbăm jantele și cauciucurile pentru că avem programare. Bun, astea sunt noile jante pe 16. Eu zic că arată destul de fain. Mai avem încă una aici, încă două sunt pe bancheta din spate. Așa arată jantele față de cele de 17. Și cauciucurile Tiger, cum am zis, de 205 pe 55 pe 16. E prima dată când folosesc cauciucuri de genul ăsta și sunt tare curios să văd cum sunt. Dacă vă interesează, vă țin și pe voi la curent. Acum hai să mergem să le punem pe mașină pentru că suntem la servis. Bun, le-am montat pe mașină. Așa arată. Eu zic că sunt foarte faine. Chiar am să vă pun o comparație cu cele de 17 aici să o vedeți, dar astea mie de 16 chiar îmi plac foarte mult. Avem și cauciucurile acestea de la Tiger. Așa arată și pe față. Se văd și discurile mai bine față de celelalte de iarnă. Și acum hai să vă spun motivele pentru care am decis să fac schimbarea aceasta. Bun, și acum să vă spun motivele pentru care am decis să trecem la jantele de 16. Păi, în primul rând, mașina aceasta are suspensii sport. La cea mai mică groapă se simte în interiorul mașinii foarte tare. Să nu mai zic de gropi mai mari sau treceri de cale ferată și așa mai departe. Deci primul și primul motiv și cel care m-a determinat pe mine cel mai mult să fac această schimbare este acela că mașina este foarte rigidă și am decis să trec la niște jante mai mici. Pentru că le având pe cele de iarnă pe 16, gropile nu se simt la fel cum se simt cu cele de 17, când efectiv zici că intri tu în groapa aceea și te lovești de ea. Bun, după acest mare aspect am mai descoperit niște avantaje, să le zic așa. În al doilea rând este că cauciucurile sunt mai ieftine. Pe jantele de 17 doar două cauciucuri mă costau 500 de lei. Iar pe toate 4 jantele acestea de 16, 4 cauciucuri m-au costat 750 de lei. Cauciucuri de la Tiger, cum v-am arătat, este prima dată când le folosesc. Un alt avantaj pe care l-am observat, am înlocuit jantele de 17 cu cele de iarnă de 16, consumul mi-a scăzut. Dacă cu cele de 17 scoteam un consum de 7-7-2, cu acestea de 16 scot undeva la 6-4, 6-6, depinde de stilul de condus. Deci cam astea ar fi cele 3 motive pentru care eu am decis să schimb jantele. În primul rând că mașina este foarte rigidă, iar cu jantele de 16 gropile se simt mai puțin. În al doilea rând, cauciucurile sunt mai ieftine și în al treilea rând, consumul este puțin diminuat. Eu zic că contează și acel puțin dacă faci drumuri mai lungi.
Sper că v-a plăcut clipul de astăzi, iar dacă v-a ajutat sau dacă aveți ceva întrebări, nu uitați să le lăsați în secțiunea de comentarii, iar noi ne revedem data viitoare. Atunci, nu uitați, numai bine! Ciao!